prieteni! Prietenii mei dragi! Ce domne a fost de voi! Facem o sălățică! Uitați ce avem aici, prieteni! Mieluț! Aici nu se lasă aia să mergem la cioban să luăm mieluț proaspăt să-l tăiem. Da, am luat oricum miel exact ca la cioban. Am luat de la magazin. Spune-mi mamă, cum miroase de bine! Spune! Prietenii, am dat pe el magazin la Albota, mi-am luat și niște Adidas. Fiți atenți! Lasă-mă să le zic, ascultați! 50 de lei kilogram de miel. 1,8 kg avem aici. Prieteni, fiți atenți ce să faci. Aici pe grin salată verde cu... Cum se cheamă ăla? Cu oțet, cu chestii alea. Da? Așa, și mielul vreau să-l băgăm la cuptor, că la cea unul am mâncat la astea. Da, e păcat că nu mănâncă și mie acum niște, să mă chinu eu cu el și cu David. Pe mine nu-mi place, dar nu contează, îl mâncați voi. Hai mă că e destul de mare. Serios, e, arată bine. Păi e aproape toată bunătatea de la miel. Îl bag întreg, așa? Păi eu zic că da. Stați așa că avem o intervenție telefonică, da? Ce mă întâlnesc? Spune, te rog. Bă, vorbiți cu avocatul, da? Da, hai că te sun eu că sunt pe vlog. Cu avocatul pentru divorț, nu? Da. Bine, hai, o să iau legătura să o sune pe oficiala să semneze. Ne interesăm despre ce concluzii trebuie acolo la, dacă... Da, vezi, frate, cum faci, ok. Hai că rezolv. Eu zic să vă împăcați, mă, nu mai divorțați, că trebuie petrecere de Paște, de astea, numai. Bani hai. Mulți, mai cheltuim bani la divorț, n-are hai, sens. Hai, pacă-te, pa. Pa. Divorț le trebuie la ăștia, de Paște. Da, bă. Trebuie să tai chestiile astea care e mai așa, mai uscat, că mie nu-mi place, știi? De ce ai împins canapeaua aici? Ca să stai lângă tine. Dar vreau să nu stai cu ochii lângă cuțit. Nu stai în cuțit, de tuși cu nu, cuțitul. Nu, nu, că nu se poate. Nu lângă din... cuțit, ne ajungi după ce terminăm da? Cuțitul. Deci îl băgăm pe tot, da? Dar cine nu mănâncă, Mihal? Dacă tu nu mănânci. Tu! Pă cum mănânc? Sigur, Mihal, eu mănânc o bucățică, cât crezi că mănânc? Păi atunci tai el în două, restul bagi la frigider și mai îți faci mâine. Poate mai mănânci mâine tocană, prăjit. Am jumate, a? Păi poate să faci vreo tocană, vreo prăjeală, vreo ceva. N-are rost. Care bucata o băgăm la cuptor? Că tu știi care e mai fragedă, care e mai bună, care e mai... Tu te ocupi cu mielul, eu nu știu. Eu dar zic să-ți oprești că nu mănânci atât de mult și e mai mișto să-ți faci și o tocană, o ceva, un ceaon mâine. Hai și vedem noi care o băgăm. Da. Cred că e voie să arătăm. David, n-ai voie. Ia uite. Mai bine așa. Păi da, așa zic, ca să-ți faci și o tocană ceva, că n-are sens, că acum nu o să mănânci tu unul întreg. Bine, dar mie bucățica cealaltă, aia e mare. Atunci, băgăm pe asta la cuptor. Aia la cuptor și aia tocană, mâine. Bă, pe dar nu-mi dai mie bucățica aia. O tai așa puțin. Ba da, David, ți-o dăm, ți le dăm toate ție, dar stai un pic să vedem cum le aranjăm. Nu taie cuțitele astea. Cine mă mai sună? Mamă, ce bine miroase, ca miel. Mie îmi place cum miroase așa crud. Dă-te... Dar miroseam și eu. Păi nu mai mirosi acum când tai. Când tai-o după aia. Îi alunecă mâna și poate să te lovească. Vreau să-l tai așa să se facă bine, știi? Știi cum zic? Da. Știi, John-ule? Dante spăra ceasul la cine ți l-a cumpărat? Care? Ăla. Lasă ceasul. Și l-a cumpărat singur! Și scârba asta nu vrea să-mi ia și mie un cățel. Care scârba, mă? Pe nu, tu am văzut... Ați devenit cam sifoni, frații mei. În casa asta. Bă, Alina, ai văzut pisica aia care cumpăra tot... Ia distanța legală, te rog. Da, 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 hai. Am văzut pisica aia. Care e supărată tot timpul. De ce nu-mi iei, mă, țiganule? Că e supărată tot timpul. De ce? Îți ai un PC, vrei un PC? Nu, îl vreau pe ăla. Te rog. Stai, David, că mă lupt aici. Cu mielul, cu viața. Dar nu arăt, nu? Nu ai arătat. Nimic? Am arătat, dar nu pot să arăt așa mereu. Păi și tu. Păi și prietenii mei. Ce zic? Ce fac? Păi, dar normal, cum să nu? Uitați-l cum se luptă aici.
Ce viață. Pisici sălbatice scot la mine ghearele. Ce pisici sălbatice scot la mine ghearele. Da, dă-te mai pe spate, mai pe spate. Ia distanța legală. Da, 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 da. Ce-mi place cum arată. Poți să și pe mine? Salata. Îmi dai iubirea mea. Ia mâna. Așa. Ia uitați, prieteni, acum. Fii atent. Unde e sarea? Uite acolo sare. Se vede carne. Da. De așa păstare frumos. Bravo. Freacă-l bine ca să intre înăuntru. O frecăm. Uite, dă-mi mâncă ceapă, bravo. De, no, de ce de nu, cuțit, că de fără tai. Să tai. N-ai voie. Copiii n-au voie cu cuțitele. Mie, dar măcar eu și mie. O să-ți iau cuțite de alea de plastic cum aveam noi și cu alea trează, dar cu astea n-ai voie, crede-mă. N-ai voie la copii. Da, măcar să mănânc asta. Aia da, iau și mănânc-o. Sare bine. Da. Așa este procedura. Vegeta. Puneți vegeta? Păi pune, dar un pic. Dacă ai pus sare să nu mai bagi mult, doar de gust. Așa. Aia, oricum, dar trebuia tavă să pun. Păi pui și în tavă. Eu nu mai mănânc. De ce? Nu, nu. Cum să nu? Păi pentru cine am luat? Pentru tine și pentru Ale? Nu mai trebuia vegeta. Doar piper. Merge mă, oricum o combin cu apă și mai lasă de un gust, nu să fie așa sărată cu cât pare. Pare așa la prima vedere. Nu, că nu, nu că e sărat. Zic așa, nu trebuie. Cu piper se dă bine, dar înăuntru, ca să-și lase gustul la el. Te dau un cadou, îți dau foaia. Da. Știu că îți place, mănâncă. Nu acum, nu acum, că nu vreau ceapă acum. Acum am dus să mă spăl pe mâini. Du-te. Lăsăm asta aici și începem să facem salata până se încălzește cuptorul. Da. Hai. Hai, du-te. Pune pauză. Mamă, nebunie. Deci vedeți cum arată? Am pus un cățel de usturoi. Zic și-o că aia după TikTok. Vă place cum arată? Vă place? Ce rând? Usturoi verde. Usturoi verde. Te izbezi, Daria. Punem ulei. Daria, pune capul pe mine. Aha, ce-am făcut? Trebuia ulei înainte. Șolobanul. N-are nimic, acolo, oricum curge. Păi de ce ai făcut așa? L-ai bătut? Oricum nu mai întorc și în tavă. Hai să pun ulei. Doamne, ce face omul ăsta, doamne? A căzut jos. N-are nimic. A? Usturoiul meu. N-are nimic. Așa trebuie, dacă ai bătut... Trebuia tăiat așa, întins. Nu mă, nu, e bine. Ca e bine, e bine. Păi și pe partea alta. Îl întorc. Îl întoarcem în tavă. Trebuia să-l tai așa, ca să stea plat. Hai, tăi-l. Ha? Tăi-l. Nu mai pot acum. De ce? Nu mai. Păi n-am cum că te stai oasele, mă. A, bravo, care așa. Pădă sub coastele. Nu mă lasă că îl întoarcem în tavă. Că n-ar nimic dacă să mai sparge. Contează să fie bine făcut. Păi asta zic să se facă. Păi da, normal, contează... Păi da, de asta cum e făcut. În fine. Îl lăsăm să facă un pic și apoi îl vedem noi când mă reglăm. Mă duc să bag la cuptor și revin cu salata. Merg cu tine? Nu mai veni. Vorbește și tu cu prietenii. Mă place peretele meu, prieteni. Nu, dar lasă că până atunci mă pun eu aici. Și unghiutele mele, Prada. Asta e cine mai bine, ia? O să mă ocup eu de bucățica aia. Da? O să mă ocup eu de Nu, că aia o facem tocană mâine, să facem tocană de miel. Nu, dar doar să mă ieși eu la ea, să o pun pe tocător puțin. Nu mai, că nu are sens să o fricăm așa în mână, degeaba. Gata, ai preparat-o. Acum e numai bună pentru tocană. Arată chiar bine. Da. Carnea e puțin pe aici, pe alt. Iadă-te. La pinzoel. Haide. Așa, asta? Asta o facem tocană mâine. Da. Nu se face tocană. Păi da, ca să mai schimbi, că așa te plictisești doar de... Nu poți să mănânci doar la cuptor. Părerea mea, acum faci ce vrei tu. Stai așa. Ia pune pauză. Vă place cum arată? Aaa, nu e bine așa ceva. Te izbezi, dar... Nu răspunde bucătarul, vrea să-l izbim. Aici avem amestecat. Adică bucătarul a pus capul ceapă, pe liniță. Verde și usturoi verde. Uite, David își face mâncare. Îmi fac ciorbă. Alo? Da? Vreau și eu pe cineva să-mi spună și mie cum fac o salată. Am sunat la familia de bucătari? Ce? Ai tocat
Acum, ceapă verde? Da, ceapă verde. O tob la ea? Pahai. Și după aia? Un craston. Stai așa, stai că mai am de tocat, frate, că tai de o oră toc. Nu face apă acolo lângă imprimantă. Da, e Leuțu. Leuțu, ce păi da, da, ascultă-mă. Da. Și tai și cozile alea verzi? Da, da. E cu totul. Dar eu am băgat ceapă cu usturoi amestecat, e ok? Cum o ceapă uscată? Asta este mini bucătarul la telefon. E pui de bucătar. Deci acesta ar fi. Și salata verde nu merge? Ba da. De ce să nu meargă? O pun în ăsta, în casul ăla vreau. Nu? Da, aici. Aici. Sau aici, ambele scurate, le-am adus eu. Păi știu. Bucătare! Adăugăm salată verde? Dacă vrei. Ca o mi mai live. Intră pe live, dacă vrei. Dacă vrei. Așa, stai așa să tocăm salata. Păi stai, bucătare, n-ai încotro, n-ai zis tu. Să mă înveți să fac salată? Da, nu orice salată, salată pentru miel. Cu Nicu, bucătar. Am mâncat-o, Nicule. Alea la Nicule. Poate îmi tai degetele. Eu nu pot să tai pentru că am unghii Prada și n-am cum să-mi le stric. Bucătare, dacă îmi tai degetele... A, le adaug la salată, da? A, dar stai că eu am o treabă, Aline, eu mă duc să le arăt la prietenii mei ce se întâmplă cu unghiile mele. Deci să vedeți ce unghii mi-am făcut eu. Lăsați-l pe Alin cu mielul lui acolo. Deci uitați, prieteni, când dau la apă rece, mi se schimbă culoarea la unghii, ia uitați. Vedeți? L-am băgat pe Alin la bucătărie pedepsit astăzi, pentru că eu am zugrăvit singură și am făcut mâncare săptămâna asta numai eu. Acum e rândul lui. Bun, deci așa. Și eu nu supun mielul. Acum bag sare. Zi. Bă, sare. David, nu am acolo lucrurile. Am pus și sare. Ți-am zis că nu e bine să faci. Am uleiul șterg. Oțet și el apă, nu? Pentru că te curentezi. Da, hai. N-ai voie cu apă. Bine, hai, pa. Prize și lângă asta. Am închis la micul bucătar, stai să vin cu osetul. Ăla e mic, un bucătar. Da, da, da. Dar și eu sunt un bucătar mic. Da, 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 eu mi-am spus cantitatea. Aoleu. Calitate, mă, nu cantitate. Asta nu contează. Oțet? Calitatea, nu cantitatea. Vezi că-i pe acum. Dacă aveți toți oțet, păi ăla, da, e bun. Cât punem? Nu pune nici foarte mult, nici puțin. A, ajunge, ajunge, ajunge. E gata. De... Pui și lămâie? Da. Poți să pui, că-i dă gustul altfel lămâia. Apă. Te rog. Da, așa că sunt eu după apă, micul bucătar. Dulce, acrișor. Mmm, vă place cum arată. Vă place cum arată. Din ce prieteni, cum izbesc. Izbesc Daria. Izbesc Daria. Daria, pune ca păpenică. Câtă apă pun? Am adus cu oala. În salată? Da. Nu pui multă. Ba da. Gata, pe cum așa, Aline? Asta ce îți face? Cum ai? Nu știi salata. Da, ai pus apă multă. Ai pus prea mult. O bei cu lingura. Salata asta. Măi, omule, măi. Te oțe mult.
Pune două lămâi, adică două jumătăți. Da, lămâia dacă și mie îmi place mult. Acum stai așa, Daria. Vrem la ciorba mea. Zice, prieten, că vă iubesc. Ia, stai să amestecăm bine acum. Să vedem ce a ieșit. A ieșit ca în șatră sau nu? Da. Ha? Da. Miroase ca în șatră. David, ai tot și banana. Da, fac, fac ciorbă de banană. Doamne. Bun. Ciorbă, mai merge apă. Și sare. David, îți dă niște ciorbă de banane și tu pregătești miel, ca fraierul. Sau mai bine făceam un mujdei de la șmecher. Nu, merge mai light așa, dacă îl faci la cuptor. Zic eu. Acum faci cum vrei. Cum e mai light, dacă vrei. Eu fac o salată, eu fac așa o ciorbă mai sănătoasă. Păi, te merge cu unghiile. Da, ia. Merge. Ia uite. Bun. O, salată Prada. Ce-ai făcut, mă, nene, mă? Bun, bun, bun. Tu nu vezi asta? Am dat pe mine. Nu vrei? Ba, da. Sărățică. Sărățică, da. Sărățică. Acum, facem curat. Las că curat fac eu. Procedura de curățenie. Păi curat fac eu, că trebuie să fac în toată casa, nu doar pe masă. Ce-sta? Nu, lasă că e de la David, e de agent secret. La un cam. Da, nu, stai să te ajut aici. Ce-am mâncat, lumea nu știe. Ce facem eu, când? Astea-s bune, să știi. Diploma de șmecherie nu se dă pe datorie. Hai, ia-ți oalele și du-te. Prietene, veni când e gata mielul, ca să vi-l arătăm. Bye, bye! Uitați, am terminat aici sălățica verde. Avem aici mujdei. Și avem și mielul aici. Acesta este rezultatul cu pieptul de miel. Da, chiar David e încet. Ia uitați-l. Acum, o să începem să-l mâncăm. Da, David, că sunt aici, filmez vlogul. Mulțumesc, mulțumesc tuturor. Da, prieteni, uitați. Așa că revenim după ce mâncăm. Am revenit, prieteni, pe YouTube aici la voi. Să vă arătăm cum tocăm mielul. Pe veud. Să duc în sarea, vreau să le iau de aici. Ia uitați-l. O să-mi tai așa o coastă, că nu pot nici eu mult. Cât să pot și eu. Mihai, îmi trebuia ciocanul de șnițele. Să tai osul ăsta aici. Stați să vedeți. Uite aici, trebuie să dau așa. Și așa cuțitul. Cuțitul este distrus, prieteni, așa că merge. Ciocanul de șnițele, te rog. Să fiți atenți. Ia să vedem. Nu se taie, frate. S-a tăiat, mă. Ia-ți eu, mă, te rog eu. Stai că-ți pregătiște și ție pe farfuria ta. Stai că-ți pregătiște acum. Dar n-am miu de zbăr, am făcut și mie cartofi. Da, da, vreau să mănânci miele, nu tu într-una cartofi răjiți, că ea nu-i mâncare, da. Mâncare este răzbăr, mă, când două farfurie. Să mai mănânci tu din când bag un miel. Uite, e osul ăsta, mâne și mănânci. Da. Ce vrei să mănânci acum? Trebuie să-ți pun farfurie. Ia uite, o coastă. Păi vine un comi, ha. Lasă că e. Ia să vedem ce a ieșit. Așa te iei bucată, bă, uite, descoși
Mam. Stați așa, că nu e așa. Stați așa, că nu e așa. Ia uite grăsimea asta. Fiți atenți ce fac acum. Ce urmește. Fiți atenți. Fiți atenți, oameni buni. Trebuie să punem asta aici. Că noi mâncăm de tocător aici. Fiți atenți. Ah, pâinică să duci. Fiți atenți. Stai să aleg o butată, o butată. Auzi. Mai așa să se vadă. Cu grăsime, uitați, o băgăm în muș de ei. Mamă, adu pâine. Incredibil, prieteni. Of, haideți că revenim. Prieteni, suntem epuizați. Ne-am luptat din greu cu Mieluțul. Prieteni, ce să mai vă pupăm. Vă dorim o zi minunată. Probabil o să postăm vlogul ăsta dimineață. Vă mulțumim pentru tot, vă pupăm. Și vă dorim o zi minunată tuturor.